rândurile pe CRM se răresc. Astăzi încă un deputat a părăsit fracțiunea. Este vorba despre Ion Ceban. În cadrul ședinței Parlamentului, deputatul a anunțat că adere la Partidul Socialiștilor. În contextul unor circumstanții subiective, dar și obiective, vreau să declar că părăsesc fracțiunea Partidului Comuniștilor și ader la grupul parlamentar al Socialiștilor. Stimați colegi din Alianță, nu vă bucurați. În continuare, obiectivul politic este distrugerea ei și instaurarea unui guvern pentru oameni. Socialiștii au salutat decizia lui Ceban și au îndemnat și pe ceilalți deputați să procedeze la fel. Liderul fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, a ținut să-i ureze un bun venit în echipă. Această decizie ține de tendința de erodare a Partidului Comuniștilor și influenței acestui partid în Republica Moldova. Acest partid se mișcă destul de rapid spre extrema de stânga și devine tot mai marginal. În același timp, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, echipa noastră, are viziuni foarte clare pentru viitor. Avem o poziție clară vis-a-vis de statalitatea Republicii Moldova. Parlamentarul Ion Ceban nu și-a explicat decizia de a părăsi pe CRM-ul și nici nu a oferit careva detalii jurnaliștilor. Igor Dodon a declarat însă că era la curent cu decizia lui Ceban de a adera la Partidul Socialiștilor, iar mai multe detalii despre motivele plecării parlamentarului din fracțiunea comunistă vor fi făcute publice săptămâna viitoare. Noi vom construi un partid de stânga modern și o remarcă importantă, nu extremist, așa cum sunt unele partide de stânga la această etapă. Sunt ferm convins că la această echipă se vor alătura în timp apropiat și alte persoane, persoane cu experiență, persoane cu influență. Igor Dodon a ținut să menționeze că începând de astăzi, grupul parlamentar al socialiștilor este format din 4 deputați și că mai lipsește încă un deputat pentru a deveni fracțiune. Astăzi, grupul parlamentar al socialiștilor mai are încă un deputat, suntem 4 deputați și mai avem nevoie de încă un deputat pentru a ne atinge primul obiectiv, crearea unei fracțiuni parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Ion Ceban era cunoscut pentru participările active la protestele organizate de comuniști.